e posibil ca nici măcar să fi văzut vreodată o închisoare. Totuși, trăim în lanțuri, în lanțurile păcatului care ne macină sufletele. Richard Wurmbrand ne va vorbi însă despre închisoarea în care trăim și despre cum putem fi eliberați, ajutându-ne astfel să descoperim adevărata libertate în Hristos. Mulți iubiții mei, n-aș vrea să vă vorbesc religie înaltă. Știu ce vă trebuiește. Când un om e flămând, el are nevoie de mâncare, nu are nevoie de filozofie. Și un om închis e dominat de o idee, cum aș putea să scap de închisoare. Asta ne interesează mai mult decât orice. Cum pot să scap de închisoare? Și cred că vă pot spune lucrul ăsta, cum să scăpați de închisoare. Am o veste bună în privința aceasta. Domnul Iisus vorbea limba ebraică, limba poporului evreu. În limba poporului evreu nu există cuvântul cuvânt. În loc de cuvânt, ei spun un lucru real. Nu spune cuvinte, dăm un lucru real. Și în loc de a spune, ei n-au cuvântul a spune. Iisus nu putea pronunța cuvântul a spune. În loc de a spune, ei ziceau să dai o piatră prețioasă, un juvaier, să te îmbogățesc cu ceva. Să vă dau un sfat practic din propria mea experiență și din altora. Cum puteți să scăpați de închisoare? Ceva mai important decât asta nu există. Și înainte de a vă spune din experiența mea, eu sunt un om care umblu prin multe țări și am văzut oameni care au făcut multă, multă închisoare. Și unii din ei au scăpat din închisoare. Și ceea ce am învățat de la ei, vă spun și vouă. M-am întâlnit cu un creștin care se numește John Huey Ding. El a stat 24 de ani în închisoare în China comunistă. El era tot păstor, predica Evanghelia, nu le plăcea comuniștilor. Ce ne-a povestit el? Ce l-au chinuit? Și acum, închisoarea nu-i plăcere nicăieri. Dar există închisoare și închisoare. Acolo în China erau niște chinuri ceva de neînchipuit. Și ne-a povestit cum la un moment dat îl țineau cu mâinile legate la spate timp de săptămâni. E chin grozav, te mănâncă, nu poți să te scarpi. Îți scurge nasul, nu poți să-l ștergi. Mâncarea ți-o arunca și mâncai așa cum mănâncă câini. Și spune, în bătaie de joc, ciubere cu murdărie omenească și cu urină omenească i le-au vărsat pe cap. Și el cu murdăria asta nu putea nici măcar așa de la buze să o șteargă nițel. Așa mânca. Dar avea o față așa de frumoasă omul acesta, după 24 de ani de aceștia. Și l-am întrebat, cum ai putut să îndur lucrul acesta? Și el, în loc să-mi răspundă în cuvânt greit, a început să cânte. Noi nu cădem de oboseală, și chiar dacă omul nostru de afară să trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnuiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă. Auză o întristare ușoară, 24 de ani închisoare, cu mâini legate la spate, cu ciubede de murdărie vărsate în capul lui, zice, întristările noastre ușoare de o clipă. Auzi, o clipă, 24 de ani e o clipă. Pe o clipă cât o fi. 24 de ani de o clipă. Zice, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd, închisoarea, gratile, lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Omul ăsta n-a crezut în lucrurile care se văd. A crezut că există o altă realitate. Noi toți știm că există nu numai închisoare, există și libertate. Și nu există numai lucrurile trupești. Există lucrurile sufletului. O bunătate, o iurtare, o iubire. Și el pe acestea le-a cultivat. Și trupul din afară era în închisoare și sufletul lui cânta. M-am uitat la el cu așa o admirație, omul acesta. Omul se compune din trup și din suflet. Trupul ăsta
care să se schimbe mereu. Dar este ceva în noi care este pentru totdeauna, sufletul nostru. Acolo unde poate să locuiască Dumnezeu, acolo unde poate să locuiască Hristos. Și dacă noi cele sufletești le îngrijim, atunci noi putem trece peste cele lumești și omul ăsta în așa groaznică suferință, el e biruise pe toate. El cânta. Și din vechime se povestește, era un renumit filozof grec Epicur. Renumit filozof, dar el era rob, cum era pe vremea aia, existau rob. Și a venit împăratul, a auzit de el ce înțelept e, și zice, am venit să te liberez. Și el a răspuns împăratului, pe de ce să mă liberez pe mine? Liberează-te pe tine. Și cum eu să mă liberez? Păi eu sunt împărat. Pe tine trebuie să te liberez, că ești rob. Ce nu e adevărat. Și cel care este stăpân peste sufletul lui curat, e împărat, chiar dacă este în lanțuri. Și cel care este plin de păcate și răutate, e rob, chiar dacă este împărat. Du-te împărate, liberează-te pe tine. Există posibilitatea pentru fiecare deținut să se libereze. Acum eu vă urez la toți, mai există amnestii, mai există grațieri, mai există viața cât te aduce. Eu eram condamnat la 25 de ani, până dintr-o dată a venit, că m-a liberat. În viață tot felul de lucruri se pot întâmpla. Însă, în afară de aceasta, aveți nu numai trupul care aici trece prin necaz, n-ai mâncarea care trebuie, n-ai aia, cum este închisoare. Dar este un suflet în noi. Și dacă lăsăm sufletul acesta să fie curățit, să fie împodobit de Iisus și fiecare clipă liberă să o întrebințăm pentru împodobirea sufletului nostru, putem avea o bucurie în închisoare care nu se poate compara cu cele din afară. Eu știu când eram eu în închisoare, în fiecare zi cântam și eu în închisoare cântam cu instrumente muzicale. Că oamenii vorbesc rău de comuniști, eu nu vorbesc rău de nimeni. Ne-au dat instrumente muzicale să cântăm, știau că le place să cântăm lui Dumnezeu. Nu ne-au dat vior, nu ne-au dat mandoline, că ar fi fost prea scump pentru ei, dar ne-au pus lanțuri de mâini și de picioare. Și am descoperit că lanțuri sunt instrumente muzicale foarte frumoase. Și cântam, ce bucurie, clinclang, clinclang, de a-L cunoaște, clinclang, clinclang, pe Iisus păstorul minunat, clinclang, clinclang, ce cu iubire El ne paște. Și puteam să ne bucurăm. Este sufletul care este mai presus de trup. Mereu citești în ziare câte un milionar că s-a sinucis. Ce l-a făcut să se sinucidă? Avea de toate, nu? Avea casă frumoasă, avea lux, avea toate distracțiile, avea toate. Sufletul lui nu era mulțumit. Avea un necaz în sufletul lui, încolo trupul era satisfăcut. Dar sufletul nu era satisfăcut. Și am văzut că în închisor, cei care erau biruitori, cei care erau cu credință, trupul e chinuit în orice închisoare, chiar dacă nu vă bate, dar e chinuit. Și sufletul se poate bucura. Și vă recomand la toți liberarea care de voi depinde. Nu vă lăsați doborâți așa. Numai trupul este băgat în închisoare. Dar eu cu sufletul pot să fiu la mama mea, pot să fiu la copiii mei, pot să fiu în atâtea locuri, în locul în care am fost, în locul în care aș vrea să fiu, în visele mele, în idealurile mele, și pot să fiu la Dumnezeu, și pot să fiu în lucrurile, în veșnicie și în toate lucrurile cele mai frumoase. Vreau să vă spun de unul care a fost închis. Și a fost în cel mai rău lucru ce se poate întâmpla unui închis. Și cum a biruit el închisoarea asta din afară, vorbesc de Domnul Iisus Hristos. Nu numai voi sunteți închiși, și el a fost închis. Spune că l-au legat. A fost un deținut, ca oricare altul. L-au băgat într-o celulă, l-au băgat cu niște tălhat și l-au condamnat la moarte. Și nu cum ar fi acum că te împușcă sau te spânzură. L-au răstignit pe o cruce și stai pe cruce ori multe, nu așa, cu cuii bătute în mâini și în picioare. Și înainte de asta l-au biciuit grozav. Și acum stătea pe cruce și la piciorul crucii a văzut pe mama lui stând și plângând la piciorul crucii. Cred că era o durere grozavă. Știu când eram în închisoare, totdeauna mă gândeam, sau eu închis, dar mama săracă, cum a fi pentru ea, pentru o mamă, să știi copilul că e închis. El o vedea pe mama plângând la piciorul crucii.
Vă zic că era într-o stare nenorocită. Și a noastră e nenorocită, față de el era nenorocită. Și el nu s-a lăsat doborât. El s-a liberat de lucrul acesta. Primul lucru, când era pe cruce, ai zice că te-ai gândit să mă întorc la stânga, la dreapta, că poate o să mă doară mai puțin, caut un bolnav, caut o poziție, nu? El primul lucru s-a gândit, dar săracii ăștia care mi-au făcut așa de rău, care m-au obișnuit și m-au răstignit, dacă aș putea să-i aduc în cer pe ei, auzi cu ce, la ce s-a gândit? Primul lucru care a făcut când a fost pe cruce, s-a rugat pentru cei care l-au răstignit. Au zis, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Știu prin faptul că am fost eu însumi închis și din cunoștințele mele de viață, că orice om închis are urz zbâcnind în inima lui. Ăla care m-a băgat la închisoare, ăla care m-a denunțat, ăla care m-a condamnat, ăla care a fost martor contra mea și poate a spus și o vreo minciună împotriva mea, ăla care m-a băgat în toate chestiunea asta. De la cine am învățat eu rolul acesta? Eu nu m-am învățat să nu judec. Eram în închisoare cu un rom. El era de miserie pungaș de buzunar. Și era condamnat la 3 ani că furase, mi se pare, vreo 3-400 de lei. Și am spus, dar merită, dragă domnule, să fur 3-400 de lei și să stai 3 ani la închisoare. Și mi-a răspuns, domnule, pastor, dumneavoastră pe mine să nu mă judecați. Bunicii mei, toți 4, erau hoți de buzunare. Părinții mei, tot hoți de buzunare. Când am fost de 5 ani, ei m-au învățat să fur. Asta este viața mea, el n-a știut altceva. Și știu că fiecare din noi, societatea ne pedepsește pentru vinile noastre, dar nu-i vina numai a noastră. Ce fel de educație am avut? Țin minte că eram în celule de închisoare cu oameni care au omorât. Și le spuneam poruncile lui Dumnezeu să nu fur, să nu mint, să nu curvești. Toți mă ascultau. Dar când le spuneam, zice în Sfânta Scriptură să cinstești pe tatăl și pe mama, să dedica câte unul. Nu, pe tata nu-l cinstesc. Că tatăl meu mă znopea în bătăi, era un bețiv. Așa știa săracul. Și știu că eu am făcut rele în viață, poate ați făcut și voi rele, dar și alții au făcut rele față de voi. Și primul lucru care s-a gândit Iisus, și dacă vreți într-adevăr să fiți oameni liberi, iertați pe toți. Gândiți-vă, cine v-a făcut răul cel mai mare în viață, de când erați copil? Țiu minte când eram copil, pe vremea mea, în școală se bătea și pe mine m-a bătut. Câteodată când nu eram cu minte, dar câteodată și pe nedrept. Trebuie să ierți pe toți de tot ceea ce au făcut rău. Că noi spunem rugăciunea, Tatăl nostru care ești în cer, ne iartă nouă greșelile noastre. Și cum mergem mai departe? Precum iertăm și noi. Păi dacă eu nu iert, eu îi spun Tatălui Ceresc, vezi pe mine să nu mă iert, că eu pe altul nu-l iert. Degeaba spui rugăciunea aceea. Degeaba spui. Trebuie o amnistie generală. Toți cei de la care am învățat rău, care mi-au făcut rău, amnistie generală. Eu nu mai am cu nimeni nimic. Eu îi iubesc pe toți, orice ce mi-a făcut. Cum vreau și eu amnistie de la Iisus, că dacă ar fi să se socotească, să încep eu să-i spun de fiecare păcat al meu, de ce l-am făcut și cum l-am făcut, nu mai ies la capăt. Nu mai ies la capăt deloc. Țin minte, eram într-o celulă așa, și erau pe vremea aceea mulți criminali de război în închisoare. Știți că în timpul războiului omorau evrei, omorau țigani, omorau... cum era la război prizonier. Și ăștia erau în închisoare. Și le-am spus lor o veche, veche povestire creștină. Că erau odată 2 frați. Unul din ei era un om bun, drept, credincios, așa. Iar fratele lui mai mic erau pacoste. Numai rele să facă. Și la mare se ruga de la micul, să se mai schimbe. Nici nu vrea să aud. Se ruga pentru el, ăla nu vrea să aud. Într-o zi, când cedea la fratele mai mare în odaia lui, deodată se năpustește la mai tânăru, avea sânge aici, pe pete de sânge pe haină, ce frate, scapă-mă, am omorât un om, poliția e pe urmele mele. Fratele a spus, am înțeles, să schimbăm hainele. Și la repezială, a luat la nevinovatul haina pătată de sânge a ucigașului și a dat lui haina lui cea albă. Hop, că a venit și poliția. Pe cine s-a arestat? Pe ăla pe care l-a găsit cu haina plină de sânge?
La judecată nici n-a mai întrebat pe dacă a fost urmărit de la locul crimii și a fost găsit cu haina plină de sânge și l-au întrebat: ești vinovat? Eu port răspunderea crimii. Nu s-a mai gândit, l-a condamnat la moarte. Și l-au întrebat: care ți este ultima dorință? Și a spus una singură: mâine, când mă execută pe mine, fratele să primească această scrisoare care i-am pregătit-o, i-a promis. Și fratele deschide o scrisoare: iubitul meu, în clipa aceasta eu mor în locul tău, în haina ta pătată de sânge, pentru o crimă care ai făcut-o tu, și sunt bucuros să pot duce jertfa asta pentru tine. Dar te rog un singur lucru, ca în haina cea albă care ți-am lăsat nepătată, să duci tu acum o altfel de viață. Eu ți-am iertat tot. Asta e ce a făcut Iisus pentru noi. El era fără nicio vină. Nimeni n-a putut să-i arate că a făcut cel mai mic păcat. I se rupea sufletul de vedea atâția necăjiți. Și el a luat păcatele tuturor și a spus: pentru tot ce a făcut Ion și Stan și Gheorghe și nu știu care, pentru ăștia mă jertfesc eu. Răstigniți-mă pe mine și ei să fie liber, numai să-și pună încrederea în mine. Primiți această jertfă care a adus-o Iisus pentru voi. Credeți că la Iisus păcatele voastre sunt iertate, și ale mele, ale cui, și noi tot păcătoși, toți suntem păcătoși. Sunt iertate. Justiția omenească nu poate să ierte. Justiția omenească pedepsește. Dar justiția lui Dumnezeu, dacă îți pare rău de ceea ce ai făcut și te mărturisești lui Dumnezeu și te încrezi în jertfa aceasta lui Iisus, e ca și cum n-ai făcut. Totul este iertat. Totul este iertat. Și dacă ești tu iertat de Dumnezeu, pe la rândul tău, iartă și tu pe alții. Nu se poate pe mine, Doamne, să mă iert. Doamne, mântuiește, Doamne, miluiește-mă. Dar Dumnezeu întreabă, ai spus, Doamne, preotul de atâtea ori spune, Doamne, miluiește-mă, Doamne, miluiește-mă. Dar Dumnezeu de sus, dar tu miluiești, dar tu miluiești, dar tu miluiești. Cum tu nu vrei să faci milă nimănui și tu vrei să capeți mila tuturora. Asta nu se poate. Trebuie iertare cu totul. Noi suntem iertați pe deplin și astfel să iertăm și noi. Am auzit despre o țărancă, avea și ea un mic petic de pământ, ar fi vrut și ea să încropiască cum era. Și cum era pe vremea aceea, avea o fată și a dus-o la București să o bage într-un serviciu, servitor, să strângă câte un ban așa și să trimită la mamă și să mai cumpere și ei o vacă, să mai cumpere o oaie. Ei, fata a venit la oraș, ea era o fată foarte istiață și foarte frumoasă. Și repede a înțeles că mai mulți bani poate să câștige fără să muncească decât să muncească. Și într-adevăr, ea s-a dedat la desfrâu, era frumoasă și acum câștiga. Câștiga cu păcate. Și de mama și-a uitat. Acum baluri și petreceri și așa, și-a uitat de mama ei. Și-au trecut ani. Și după an, într-o noapte, și-a spus, dar cu mama ce-o fi? O mai fi trăind? Cum de-am uitat-o eu așa? Ce ușor să uită o mamă, mama nu uită, dar tu uiți, ce ușor să uită. Trebuie să mă duc în sat, la mamă. Și ajunge pe tren, în fine ajunge în satul acela, târziu noaptea, străbate ulița pustie a satului. Când să ajungă la poarta casei ei, poarta larg deschisă, și ea s-a întrebat, pe cum să fie poarta larg deschisă? Că mama ca bătrânele, grijuliștii, în cui, casa, zăvorul, așa. Trebuie să fie ori popa, ori doctorul, ceva i s-a întâmplat. Străbate curtea și la fereastră, unde știa că doarme mama, era lumina prinsă, știa că mama grijulie, mai făcea economie și la asta, să nu fie lumină noaptea, să nu fie. Și de sus mama o strigă, Ioano, tu ești? Și a răspunde, eu sunt mamă, dar de ce e poarta așa de deschisă la tine noaptea? Ce fata mea de 8 ani, de când tu ai plecat, poarta nu s-a închis. Mama, dar cum de arde lumina aprinsă la tine, așa, mă? Pe de 8 ani de când ai plecat, lumina nu s-a stins. O inimă iubitoare de mamă te aștepta. Și așa suntem noi cu cerul. Pentru fiecare există întoarcere și primul lucru care a făcut Iisus când era pe cruce, în chinurile alea groaznice, să fie iertare. Și voi primiți iertarea aceasta lui Iisus și intrați într-o viață nouă. Ce a fost, a fost. Dumnezeu nu pomenește, niciun înger nu pomenește. Dumnezeu nu are toate bune. Memoria nu are bună.
că spune, nu mi-aduc aminte de păcatele voastre. Noi ne aduceam aminte de păcatele unui om după 10 ani pline. Stai mă, că tu ești ăla care ai făcut așa, așa, așa. Dumnezeu nu mai ține minte, dar are memorie bună. Și totul este iertat. Și voi, ca Iisus, primul lucru, iert pe toți, Tată, iartă-i, căci nu știu ce au făcut. Și al doilea gând, era pe cruce, în așa chinuri. Putea să petreacă toate orele alea strigând, of, Aoleu, nu? Când te doare, strigi, Aoleu, nu? El n-a strigat, Aoleu. Al doilea lucru s-a gândit, păi stai cam lângă mine un tărar, care nu știe de cer, să-i spun lui de cer. Păi, există un cer așa de frumos. Eu știu de cer, nu fiindcă am învățat Biblia sau am devenit păstor, nu din aia. Știu de cer, fiindcă eu am fost în cer. Eram în închisoare, era chiar aici, era fortul, jos așa. Și era jilaf, și era, în fine, câte lucruri erau. Și au fost momente când era cerul, simțeam prezența lui Iisus cu noi. El vrea să fie prietenul nostru, să fie cu noi. Prezența îngerilor. Și era așa o bucurie, parcă străluceau pereții aia gri și jilaf, de că de-aia se numește jilava, că era jilaf. Nu? Și parcă străluceau de frumusețe. Există nu numai pământul cu necazurile lui. Există și altceva. Închipuiți un făt în pântecul mamei. Ce își poate el închipui, ce lume îl așteaptă? Să naște un copilaș, îl leagă în, cum se zice, în scutice. Nu poate să miște mâini și picioare. Ce poate el să-și închipui, ce înseamnă viață? Așa, noi nu putem să ne închipuim cerul, că suntem mici. Există o lume frumoasă, o lume fără necazuri, fără tristezi, fără lacrimi, în care ești cu îngerii, ești cu sfinții, ești cu ce este mai bun în lumea aceasta. Și numai bucurie și adorare. Și Iisus pe cruce, la asta se gândea și asta spunea și la cel de alături. Și al treilea gând, dacă a terminat cu tăharul, l-a adus la Dumnezeu, s-a gândit, mai pot să fac ceva. Să-i spun un cuvânt frumos mamei mele, nu? Și sus de pe cruce, un cuvânt frumos mamei. Gândiți-vă, mulți dintre voi mai aveți mamă, aveți și tată. Unii din ei suferă mai mult decât voi. Țin minte când am ieșit eu din închisoare, eram într-un compartiment de tren și vis-a-vis de mine era un domn și mă întreabă, știa cine sunt? Zice, domnule pastor, câți ani a stat la închisoare? Zic, 14 ani. Ce nu știți ce e suferința? Zic, ce vorbă e asta, că nu știu ce e suferința? Zice, să stai 14 ani la închisoare nu e suferință. Eu am o fata mea care e de 12 ani la închisoare, aia e suferință. Și voi suferiți și mamele voastre suferă. Sau tată, sau soție. Trimiteți-le gânduri de iubire, cuvânt de dragoste. Și dacă refaceți sufletele voastre în așa fel, cu iertarea lui Dumnezeu, fiindcă Hristos a murit pentru noi pe cruce, cu gândul că numai lucrurile pământești poate să mi le ia. Există un rai frumos în care sufletul meu va trăi pentru veșnicie și cu gânduri bune pentru toți împrejurul vostru, o să puteți și voi să spuneți ultimul cuvânt care l-a spus Iisus pe cruce, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, Tatăl știe unde sunteți, El are toată puterea, lăsați viața pe seama Lui și o să vedeți ce minuni o să facă pentru voi, că m-a făcut și pentru mine minuni. Nimeni nu credea că eu o să mai mă liberez din închisoare. Comuniștii mi-au spus, aici o să pierd. Spunea, o să găsim noi un glonte pentru vârma. Săracul s-a găsit un glonte pentru el. Că nu e cum vrea omul. Dumnezeu cum face. Și încredințați-vă viața aceasta voastră lui Dumnezeu. Și spuneți, uite, asta o să fie ziua pocăinții. Din partea mea iert pe oricine și vreau să fiu un om care să mă îndrept spre rai după moarte și să am un colțișor de rai în inimă de pe acum și oriunde vorbesc cu un om te aduc ceva din farmecul raiului. Și atunci Dumnezeu o să vă binecuvinteze pe toți și să dea Dumnezeu ca fiecare din voi să ia hotărârea aceasta astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu vă iubesc din toată inima și dacă eu vă iubesc, de apoi Dumnezeu, care El a turnat iubire în inima mea, sunteți iubiți și predați-vă cu iubire Lui. Amin.
Există mai multe feluri de închisori, însă doar un singur mod de a ne elibera, prin iertare. Hristos abia așteaptă să ne elibereze de povara păcatelor noastre, oferindu-ne în schimb iertarea. Păcatele, odată iertate, nu ne sunt reamintite de El, însă, totodată, nu putem fi liberi pe deplin fără ca noi, la rândul nostru, să ne iertăm aproapele. Așa cum spunea și pastorul Richard Wurmbrand, astăzi este momentul cel mai potrivit de a începe o nouă viață predată în mâinile lui Dumnezeu, trăind liberi și bucurându-ne de ceea ce suntem în El, bucurându-ne de ceea ce ne așteaptă. Astăzi este momentul cel mai potrivit să alegem să fim liberi.